ce te duci la bucătărie, pentru că mama a cumpărat 8 bomboane atât de gustoase. 7.075. Bete, 7 plus 7 nu face 8. Dar eu le-am mâncat deja pe 7 ale mele. Adică mi-ai lăsat mie doar o bomboană. Foarte frumos din partea ta. Și nu înțeleg, Bete, tu ce ai mâncat tocmai 7 bomboane? Da. 7 bomboane e prea mult pentru un copil și nu e deloc bine pentru sănătatea ta. Dar smântâna e sănătoasă? Da, smântâna este foarte sănătoasă. Și ceapa? Și ceapa e foarte sănătoasă. Atunci te duci, te rog, la magazin și îmi cumperi niște chipsuri cu smântână și ceapă? Bete, și chipsurile sunt foarte dăunătoare pentru sănătate. Mai bine hai să mergem să mâncăm câte o farfurie de ciorbă. Bine. Bete, poftă bună! Mulțumesc, Laura! Bete, la masă nu se vorbește, mai întâi mâncăm și după vorbim. Da, Laura! Bete, am spus că o să vorbim când nu o să mai ai nimic în farfurie. Ne-am înțeles? Bine! Așa, Bete, ai terminat? Da. Bine, acum poți să-mi zici ce vrei să-mi zici în timpul mesei. Laura, eu vroiam să zic că tu ai uitat ferul de călcat pe hăinuța mea. Bine, și n-ai putut să-mi zici mai devreme? Păi tu ai zis că la mașa nu se vorbește. Doamne, ferește! Vai de mine! Vai de mine! Încă bine că n-am aprins casa. Sou